Iubiți frați și surori, prin harul Domnului ne găsim în această dupămasă, aici, în casa Domnului, în această dupămasă și pentru această seară pentru care noi ne-am adunat și este pentru noi o seară deosebită, așa cum este numită această zi, Joia Mare. Seară deosebită, deoarece intrăm în momentele prin care a trăit Domnul și a trecut Domnul Iisus Hristos și fac parte din patima sa. Și de aceea am vrea, împreună cu psalmistul David, care spune că este plăcut, este dulce să fim adunați împreună, deoarece aici Domnul ne dă viața pentru veșnicie, vrem ca să ne unim împreună în această părtășie sfântă și glasul nostru, prin rugăciune, să-L înălțăm înspre Domnul. Vom avea o rugăciune în comun, în care venim înaintea Domnului, mulțumim că am ajuns și această zi, această seară, când să fim împreună și vrem ca Domnul să ne binecuvânteze și timpul ce-L petrecem aici să fie, într-adevăr, o părtășie sfântă cu Domnul, cu patimile și suferințele sale. Haideți în acest scop, împreună cu toți, să ne rugăm! Amin. Se pot relua locurile și împreună cu toți urmează să lăudăm pe Domnul. Curățit ești de păcat și noit prin sfânt sângele al lui Iisus. Curățit ești de păcat și înnoit prin sfânt sângele al lui Iisus. Ești căzut din nou de patim mântuit prin sfânt sângele al lui Iisus. Vrei să fii mântuit și de tot păcatul curățit. Aleluia, vin te spală pe Golgota sânge sfânt și ascultă de-a lui Iisus cuvânt. Când sfințit ești prin
Frați și surori, suntem în această seară specială adunați aici în casa Domnului, așa după cum cu timp înainte am fost anunțați că în această lună cina Domnului o vom serba în seara de joi, în Joia Mare. Așa se face că am venit într-un număr relativ mare în această seară la casa Domnului și vrem împreună să trăim această sărbătoare în amintirea patimilor, a suferințelor Domnului nostru Iisus Hristos. Noi, Biserica Nou Testamentală, ne numim Biserică Practicantă, adică participăm efectiv duminică de duminică, peste săptămână în casa Domnului, la cuvântul Domnului, la serviciile din casa Domnului și ele sunt parte din viața noastră. Și dacă ar fi să scot în evidență motivația vieții noastre, ce ne face să venim, să fim de fiecare dată, dacă este posibil, în casa Domnului, este ceea ce enunța Apostolul Pavel când și-a prezentat deviza vieții sale legată de Domnul, de părtășia cu Domnul. Și Apostolul Pavel spunea așa: și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia cu suferințele Lui și să mă fac una cu moartea Lui. De fiecare dată când venim în casa Domnului, Hristos Cel care este viu se întărește în noi prin cuvântul Său, prin Duhul Sfânt, prin prezența noastră în lucrarea Domnului, devenim umpluți de această putere. Totodată ne apropiem tot mai mult de Domnul și ne intrăm așa într-o părtășie cu Domnul, inclusiv cu patimile, cu suferințele sale. Lucru pe care dorim să-l realizăm în această seară specială. Să fim una cu Domnul și să fim părtași cu patimile sale, urmărind cuvântul Domnului, trăind în meditația noastră aici, în legătura asta cu Domnul și totodată să experimentăm modul cum Domnul Iisus Hristos față de lumea aceasta a murit, dar a înviat ca să rămână și să fie viu pentru vecii vecilor. Și dorim în continuare, la următoarea rugăciune, ce urmează să o avem împreună, să facem această apropiere a noastră de Domnul, să ne apropiem în cugetul nostru, în simțurile, adică în sentimentele noastre, cu inima noastră de Domnul Cel care a pătimit atât de mult în zile și într-o seară ca cea de astăzi, așa cum bine știm noi că după instituirea Sfintei Cine a intrat în patima sa, în calvarul suferințelor sale și a trăit acel zbucium profund în ființa lui și în sufletul lui și apoi a continuat parcursul acesta până în momentul când a rostit ultimile cuvinte în trupul pe care l-a purtat cei 33 de ani și jumătate, când a zis: Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. A avut un parcurs care trebuie să vibreze așa în noi și noi, la rândul nostru, să retrăim momentele prin care a trecut Domnul. Și în scopul acesta urmează să avem rugăciunea în comun. Vom sta înaintea Domnului, ne vom apropia cu cugetul, cu inima noastră de Domnul și vom veni înaintea Lui încercând să aprofundăm într-un fel privind spre Domnul, prin cuvânt, privind și spre noi, spre starea noastră sufletească și vom vrea să fim în armonie, în acord cu Domnul, rugându-L să ne sfințească, să ne curățească, să ne dea El vrednicia ca să stăm alături de El la masa sfântă și astfel să putem trăi în noi părtășia suferințelor Domnului, dar și acea putere interioară care vorbește despre biruința Domnului prin faptul că El a înviat și este viu în vecii vecilor. Și intrăm în această stare de rugăciune și vă chem pe fiecare dintre dumneavoastră la modul cel mai sincer și mai profund să încercăm să găsim cuvintele potrivite, să ne apropiem de Domnul, privim la Domnul, privim la noi. Cerem Domnului să ne sfințească, să ne curățească și să ne dea harul părtășiei cu El în seara aceasta și vrem să-L simțim profund în momentul când ne vom împărtăși. În acest scop și alte lucruri sau dorințe ce le aveți, cu toate acestea vom veni înaintea Domnului și o să vă rog la această rugăciune să îngenunchem, ne plecăm pe genunchi și ne rugăm.
locurile. În continuare, spre slava Domnului, urmează să cânte corul bărbătesc. După cântarea de corul, urmează un grup de tineri să laude pe Domnul, iar după cântarea tinerilor, va cânta și fanfara. Jehovah, Jesus.
spin pe fruntea lui, țintuit pe o cruce, plângea pentru lume, plângea pentru tine. El s-a jertfit ca tu să înțelegi cum poți să spui nu acestui om minunat. Plină de glorie și ochii plini de lacrimi, brațele întinse și mâinile străpunse, cum poți să spui nu acestui om minunat? Cum poți să privești în ochii lui, în lacrima? Poți să spui că n-ai nevoie de dragostea sa.
Urmează să avem rugăciunea pentru bolnavi, alte cauze legate de frații noștri și rog chiar acum să fie afișată lista cu cei bolnavi, deoarece dorim să avem un timp privind spre listă și parcurgând lista aceasta ca să rămână pe cât posibil în mintea noastră fiecare persoană, soră, frate, care sunt trecuți pe această listă, pentru ca apoi, pe cât posibil, să putem să îi aducem înaintea Domnului, cerând Domnului harul pentru ei de a fi cercetați de Domnul, atinși de Domnul și Domnul să se îndure în dreptul fiecăruia și să lucreze cu harul său. Nu vă ascund faptul că în urma cântării corului bărbătesc îmi stăruie așa în minte mesajul acelei cântări. Ce har! Ce har ne-a arătat Domnul nouă celor prezenți și în seara aceasta în casa Domnului! Să știți dumneavoastră că atunci când vorbim de sănătate, trebuie să recunoaștem că este un har al Domnului. Atunci când vorbim de oportunitate, de timpul și ocazia pe care Domnul o pune la dispoziția noastră, iată că în seara asta am putut să venim într-un număr mare la casa Domnului, este un har, este harul Domnului și harul acesta al Domnului am dorit să-l simtă și cei trecuți pe lista bisericii noastre, frații noștri, surorile noastre, chiar poate acolo sub povara bolii, a suferinței, să simtă atingerea Domnului și harul Domnului, să simtă că nu sunt singuri în greul ce apasă asupra trupului sau a sufletului, ci că Domnul cu prezența Lui îi cercetează, le dă mângăiere, le întărește speranța și de ce nu Domnul să se îndure și să ridice astfel de poveri care apasă asupra trupului, asupra sufletului și Domnul să aibă în vedere pe toți cei trecuți pe lista bisericii noastre. Aș vrea să vă spun că această listă nu este finalizată. Alte și alte persoane, mai puțin știute, cunoscute de noi, sau chiar din alte locuri sau biserici, dar pentru care persoane din biserica noastră apelează la Domnul, chiar poate doresc să îi aducă înaintea noastră spre a ne ruga pentru ei și astfel vrem să avem o mijlocire înaintea Domnului și vă chem, frați și surori, mai ales că suntem în această săptămână mare, o numim așa, cred că fiecare dintre dumneavoastră v-ați adus gândurile și meditația dumneavoastră pe parcursul acestei săptămâni, apropiindu-ne de Domnul, cred că avem acea inimă bună de a veni înaintea Domnului, de a simți cu cei bolnavi, cu cei în suferință și astfel cu inima noastră și apoi cu gura noastră, cu buzele noastre, să îi aducem înaintea Domnului, să Domnul să se îndure de ei, să-i cerceteze, să lucreze și după sfântă voia sa să lucreze la vindecarea lor. Acum, față de cei pe care noi îi știm, îi cunoaștem deja, aș vrea să mai aduc ceea ce ne scrie sora Socolan, în care ne cere printr-un bilețel să aducem înaintea Domnului nepoței dânsei, deoarece au varicelă și parcă așa asupra nepoților a venit această boală. Este trecătoare, dar are cauzele și urmările ei, adică durerea asta pricinuită și sora ne spune să aducem înaintea Domnului nepoței dânsei și Domnul să se îndure de nepoții sorei Socolan. Apoi vreau să vă spun că o mamă foarte îndurerată m-a rugat să aduc în fața Domnului și a bisericii pe un copilaș tânăr cu numele Isaia, care are o problemă destul de mare de sănătate și în disperarea ei, sora mi-a zis, frate, să o aduceți înaintea Domnului și în fața bisericii și iată, vă rog, dacă ați putea reține și acest nume Isaia unui copilaș, să ne rugăm ca Domnul să se îndure, dacă i-a dat viață în lumea asta, să-i dea și harul vieții și cu sănătate să crească și să fie bucuria părinților și a bunicilor. Totodată am fost rugat să aduc în fața dumneavoastră și pe fratele Nelu Chelmăgan, fac lucrul acesta și alături de aceste nume, știu că și dumneavoastră mai aveți alte nume, acelor dragi dumneavoastră, pe toți aceștia îi vom aduce înaintea Domnului într-o rugăciune de mijlocire. Frați și surori, vă chem cu toată inima noastră, stăm înaintea Domnului,
alte și alte persoane la care ne gândim și le știm, ne rugăm ca Domnul să se îndure în această săptămână mare, în această zi, când noi suntem adunați aici și ne bucurăm într-un fel de harul acesta din partea Domnului și cei care sunt în astfel de situații, să simtă atingerea Domnului, harul cercetării Domnului, ușurarea și vindecarea și Domnul să lucreze la toate cauzele. Amin. Cu aceste gânduri și cu dorința dumneavoastră, vă invit să vă ridicați și împreună să avem rugăciunea în comun. Amin. Se pot relua locurile. În continuare, spre slava Domnului, urmează să cânte corul de fete, apoi corul mixt va lăuda pe Domnul, iar după aceste cântări vom intra în serviciul divin consacrat cinei Domnului. Thank you.
Yeah.
Înainte ca să citesc cuvântul Domnului și să predic din el, voi face câteva anunțuri. La încheierea lucrării din seara aceasta, tinerii din corul de tineret sunt rugați să rămână la urmă pentru repetiție. Mâine dimineață avem serviciu divin în locul acesta între 10 și 12, iar mâine după masă ne adunăm aici în numele Domnului, începând cu orele 18. Apoi, duminică și luni după același orar, dimineață de la 9 la 12 și după masă începând cu orele 18. Prima și a doua zi a sărbătorii Învierii Mântuitorului Iisus din anul acesta. Vă invităm pe toți să fiți împreună cu noi la închinare, la rugăciune, la laudă, la ascultarea Cuvântului lui Dumnezeu și la pregătirea noastră pentru venirea Domnului Iisus. Vă invit acum să vă ridicați și să ascultăm cu mare atenție Cuvântul Domnului din Evanghelia după Marcu, din capitolul 14, citim de la versetul 12 până la versetul 25. Pagina în Sfânta Scriptură 980, Marcu 14, de la versetul 12 până la versetul 25. În ziua dintâi a prasnicului azimilor, când jerfeau paștele, ucenicii lui Iisus i-au zis: unde voiesc să ne ducem să-ți pregătim ca să mănânci paștele? El a trimis pe doi din ucenicii săi și le-a zis: duceți-vă în cetate, acolo aveți să întâlniți un om ducând un ulcior cu apă. Mergeți după el. Unde va intra el, spuneți stăpânului casei. Învățătorul zice: unde este odaia pentru oaspeți în care să mănânc paștele cu ucenicii mei? Și are să vă arate o odaie mare de sus, așternută gata. Acolo să pregătiți pentru noi. Ucenicii au plecat, au ajuns în cetate și au găsit așa cum le spusese el și au pregătit paștele. Seara, Iisus a venit cu cei 12. Pe când ședeau la masă și mâncau, Iisus le-a zis: adevărat vă spun că unul din voi care mănâncă cu mine mă va vinde. Ei au început să se întristeze și să zică unul după altul: nu cumva sunt eu? Este unul din cei 12, le-a răspuns el, și anume cel ce întinde mâna cu mine în brid. Fiul omului negreșit se duce după cum este scris despre el. Dar vai de omul acela prin care este vândut fiul omului! Mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut. Pe când mâncau, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și le-a dat zicând: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, l-a dat și au băut toți din el. Și le-a zis: acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți. Adevărat vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din rodul viței, până în ziua când îl voi bea nou în împărăția lui Dumnezeu. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Cu bucurie am venit în casa Domnului în această dupămasă. Am venit să sărbătorim, să ne aducem aminte de patimile Domnului Iisus, de evenimentele din viața Lui care au avut loc în seara de joi. Și apoi cu bucurie și îndrăzneală să ne apropiem de El și să ne împărtășim din trupul Lui și din sângele Lui. Evreii, poporul ales de Dumnezeu, avea între sărbătorile Lui sărbătoarea Paștelor, una dintre cele mai importante sărbători,
În vremea Domnului Hristos erau deja 1440 de ani de când poporul sărbătorea, ținea această sărbătoare. La această sărbătoare ei stăteau împreună câteva ore, uneori 4-5 ore. Aveau masă împreună, dar lucrul cel mai important este că cel mai în vârstă din familie sau din comunitate, la un moment dat, relata istoria izbăvirii din Egipt. Le spunea tuturor membrilor familiei cum Dumnezeu pe vremea lui Moise i-a izbăvit din Egipt. Și în felul acesta avea o atitudine de mulțumire înaintea lui Dumnezeu, îl înălțau pe Dumnezeul cel atotputernic și în felul acesta transmiteau din generație în generație ca un Dumnezeu care este alături de ei, este puternic și a făcut atâtea lucruri pentru ei. Consider că și noi în aceste zile ar trebui să citim Evangheliile și nu numai. Ar trebui să ne aducem aminte de tot ceea ce Mântuitorul lumii a făcut și a vorbit în Săptămâna Mare. Duminică s-a predicat aici despre intrarea Domnului în Ierusalim și ne-am adus aminte cum Domnul Iisus a intrat în cetatea prea iubită ca un împărat, călare pe mânzul unei măgărițe. Mulțimea ucenicilor l-a aclamat și au spus: binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului. Aparent, locuitorii Ierusalimului l-au primit bine. Dar știm că după numai 5 zile, aceiași oameni și alții împreună cu ei au strigat înaintea lui Pilat: la moarte cu el! La moarte! Răstignește-l, răstignește-l! Puternicii zilei, preoții cei mai de seamă, fariseii, cărturarii, au hotărât să-l omoare pe Fiul lui Dumnezeu. Domnul a intrat în Ierusalim și a cercetat cetatea. A plâns pentru ea. Și văzând că nu este primit, că locuitorii Ierusalimului ratează ultima șansă, a profețit despre dărâmarea templului, despre cucerirea Ierusalimului de către roman la anul 70 după Hristos. Și a plecat din Ierusalim. Și Biblia spune că luni, a doua zi, a revenit. În ziua de luni a avut loc blestemarea smochinului și curățirea templului. Domnul a intrat în templu și a găsit acolo pe cei care schimbau banii, vindeau și cumpărau. I-a scos afară, i-a mustrat și a spus: casa mea se va chema o casă de rugăciune. În ziua de marți, Domnul a rostit mai multe pilde. I-a învățat pe iudei foarte multe lucruri și a ținut acel discurs fulminant din Matei 24 și 25, discurs rostit pe muntele Măslinilor. În predica aceea a vorbit despre vremurile sfârșitului pe care noi le trăim. Apoi, în ziua de miercuri, Evangheliile nu relatează ce a făcut Domnul Iisus. Probabil că a fost o zi de odihnă. Apoi, în ziua de joi, s-au întâmplat foarte multe lucruri în viața Domnului nostru. A stat la masă câteva ceasuri cu ucenicii săi. Apoi, împreună cu ei, a trecut pârâul Chedron și a mers în grădina Ghețiman, unde 2-3 ore a luptat în rugăciune. Acolo, în grădina Ghețiman, a fost arestat de gloata aceea mare care l-avea în frunte pe Iuda, trădătorul. A fost dus înaintea autorităților religioase la început și în plină noapte,
probabil între orele 3 și 5, a fost judecat și a mers înaintea lui Caiafa în primul rând, a lui Ana, apoi înaintea lui Caiafa, apoi înaintea Sinedriului lui Israel. Evreii au propus condamnarea lui la moarte. După judecățile care au avut loc înaintea autorităților religioase, Domnul a fost judecat de autoritățile civile. Pilat, Irod și iar Pilat. Și aproape de ora 9 dimineața, Pilat l-a condamnat la moarte. La 9 dimineața a fost pus pe cruce și răstignit. A stat pe cruce 6 ore și la 3 după masă și-a încredințat Duhul în mâinile Tatălui Ceresc. Înainte de lăsarea serii a fost înmormântat. A treia zi înainte de revărsatul zorilor a înviat și e viu în vecii vecilor. Binecuvântat să-i fie numele. E în cer la dreapta Tatălui, dar este și în inimile noastre. E în mijlocul acestei adunări. Îl simțim, ne bucurăm de El și ne bucurăm împreună cu El. Pentru noi El este Mântuitorul, El este Domnul, El este Împăratul, El este totul pentru noi, binecuvântat să-i fie în numele. În seara aceasta, în mod deosebit, împreună să ne uităm în cuvântul Domnului și să vedem ce s-a întâmplat în odaia aceea gata, pregătită pentru sărbătoare, pe care Domnul a împrumutat-o pentru seara aceea, ca să țină Paștele împreună cu ucenicii săi. Și știți foarte bine că în odaia aceea așternută, pregătită, în timpul orelor pe care Domnul le-a petrecut împreună cu ucenicii săi, au avut loc două cine. Prima, masa de Paște. A doua, cina Domnului. Și e important să cunoaștem lucrurile acestea. În aceeași odaie, la aceeași masă, cu aceiași oameni, mai puțin Iuda, Domnul Iisus Hristos a sărbătorit în primul rând Paștele, o sărbătoare evreiască de 1400 de ani, o sărbătoare pe care poporul ales a avut-o prima dată în Gosen, în Egipt, cu câteva ore înainte ca poporul să fie eliberat din Egipt. De altfel, atunci a fost instituită sărbătoarea și Domnul Iisus a împlinit Vechiul Testament. A împlinit legea, a ținut sărbătorile și a spus ucenicilor, am dorit mult să mănânc Paștele împreună cu voi. La această sărbătoare, evreii stăteau câteva ore și apoi urma sărbătoarea azimilor. În prima seară avea o masă pe care o numeau seder. Mâncau, sigur că s-a mai schimbat în timp masa, ceea ce conținea ea. Dar este sigur că niciodată la masa aceasta de Paște nu era pâine dospită. Întotdeauna evreii mâncau azimi și verdețuri amare. Mielul care era fript la foc, știți foarte bine, și aveau acolo și câteva cupe cu rodul viței. Dar spuneam că este extrem de important că în timpul acestei mese ceremoniale
cel mai în vârstă, povestea, relata ieșirea din Egipt. Pentru că la Paște evreii sărbătoreau eliberarea din robia egipteană. 430 de ani evreii au fost robi în Egipt. Și când a venit vremea dezrobirii, a eliberării lor, Dumnezeu a trimis peste egipteni 10 plăgi. Și numai după cea de-a 10-a plagă, Faraon le-a dat drumul să iasă și să plece. Evreii n-aveau voie să uită intervenția lui Dumnezeu. Eliberarea lor din robia egipteană, în noaptea aceea când nimicitorul a trecut prin Egipt, au murit toți întâi născuți, începând cu casa lui Faraon și până la casa celui întemnițat. Și au murit toți întâi născuți din rândul animalelor. Dumnezeu a judecat zeii Egiptului și a dat drumul poporului său. Și în fiecare an, în prima lună, anului religios ebraic, în ziua de 14, evreii sărbătoreau Paștele, comemorau evenimentele de demult, își aduceau aminte de intervenția lui Dumnezeu, îl lăudau pe Dumnezeu. Cântau psalmii 113 și 114, considerați psalmii Halel. Și apoi psalmul 136, de asemenea considerat un psalm Halel, era un psalm de laudă. Și Domnul Iisus a sărbătorit Paștele. Evangheliștii ne spun că în timpul în care stătea cu ucenicii săi la masă, era acolo și Iuda Trădătorul, care se pare că în ziua de marți l-a vândut pe Domnul preoților celor mai de seamă cu 30 de arginți, așa cum a profețit Zaharia. Și totuși Domnul l-a acceptat la masă. Și Biblia spune că la un moment dat, în timpul mesei, a apărut o controversă, o ceartă între ucenici, spune unul dintre evangheliști. Și știți pe ce temă? Cine este cel mai mare? Ispita aceasta a existat în toată istoria, chiar și în biserică. Și de la probleme de genul acesta s-au declanșat războaie și necazuri foarte, foarte mari. Cine este cel mai mare, au întrebat ucenicii, în odaia aceea de sărbătoare când stăteau la masă cu Mântuitorul? Și Domnul le-a spus, cel mai mare trebuie să fie ca și cel mai mic. Cine slujește trebuie să fie ca acela care cârmuiește. Asta e legea împărăției care nu se poate clătina. Iisus e fundamental diferit de toți învățătorii istoriei. El vorbea cu putere. El era Dumnezeu. În El sunt ascunse toate comorile științei și ale înțelepciunii. Cine slujește să fie ca acela care cârmuiește. Și apoi Domnul acolo la masa aceea le-a dat un exemplu practic. A luat un ștergar și un lighean cu apă și a spălat picioarele ucenicilor săi. I-a spălat picioarele și lui Petru. La început Petru a refuzat și a spus, nu se poate, Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele? El era cel mai mare, dar a fost ca și cei mai mici. Era și cârmuitor, dar era și slujitor. Și când Domnul le-a spus, dacă nu-mi permis să spăl picioarele,
nu vei avea parte cu mine. Și Petru a spus, Doamne, și mâinile și capul. Și reținem că atunci Domnul a spus, dacă eu, Domnul și învățătorul vostru, v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Nu pot scoate versetul acesta din Scriptură. Aceste cuvinte le-au rostit cele mai curate buze care au vorbit vreodată pe pământul acesta. Iisus a spus să ne spălăm picioarele unii altora. Dacă vrei să ai parte cu El, eu vreau să am parte cu El. Fă spălarea picioarelor. Nu te lua după aceia care trec peste ceea ce este scris. Nimeni nu-i mai mare ca și Domnul. Nimeni nu-i știe mai bine ca și El. Dacă eu v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora, și cred că Domnul și teoretic și practic le-a arătat foarte clar care este legea împărăției sale. Adevărații credincioși n-ar trebui să se certe niciodată pentru diferitele poziții în biserică. Ispita de a fi cel mai mare, de a fi cel dintâi, vine la fiecare. Dar trebuie să biruim ispita. Între noi întotdeauna cel mai mare este Domnul. Și apoi trebuie să ne așezăm în brațul Lui și El să fie acela care să ne așeze pe fiecare în locul pentru care ne-a chemat. Pentru că fiecare are o anumită chemare pentru lucrarea lui Dumnezeu. Domnul a rezolvat problema aceasta. Apoi ne spune cuvântul Domnului că Mântuitorul a vorbit despre trădător. Erau la masă și la un moment dat Domnul a spus, adevărat vă spun că unul din voi care mănâncă cu mine mă va vinde. Și pe rând au început să întrebe, nu sunt eu, Doamne? Și când a întrebat Iuda, Domnul a spus, tu ești. Ioan spune că Domnul i-a întins bucățica, Iuda a luat, Satan a intrat în el și după numai câteva ore s-a sinucis, s-a spânzurat. A încercat el să mai facă ceva în ultimele ore. Dar preoții care i-au dat banii i-au spus, treaba ta. Pe oameni nu-i interesează. Vrăjmașul abia așteaptă să aibă puterea asupra ta. De aceea în seara aceasta trag un semnal de alarmă. Și vă rog insistent, fiți atenți și să fim atenți la tot ceea ce facem. Vânzătorii au soarta lui Iuda. Oamenii nesinceri vor ajunge la moarte. El a fost nesincer și înainte și mai lua bani din caseria grupului. Dar iată care a fost sfârșitul. Îi este îngăduit omului să meargă în felul lui, vinovat păcătos până la un moment dat. Dar vine judecata celui prea înalt. În Iuda a intrat cel rău, a ieșit afară și mai apoi, vineri, când a văzut că Domnul este condamnat la moarte, și-a pus capăt zilelor. După ce Iuda a plecat, Domnul Iisus a instituit cina cea de taină, cina Domnului. Acolo la masa aceea, pe masa aceea, erau azim și era și rodul viței. Nimic dospit nu putea fi
în casele evreilor la sărbătoarea Paștelor. Aluatul nu avea ce să caute în casele evreilor. Iată de ce noi, cina Domnului, o oficiem cu azim, nu cu pâine dospită. E clar că originalul este aici. Domnul Iisus a instituit această sărbătoare cu doar câteva ore înainte ca El să moară pe cruce și n-a folosit pâine dospită, e clar pentru toți. A folosit azim. A luat pâinea. El numește azima pâine aici. Și a zis, luați, mâncați. Acesta este trupul meu care se dă pentru voi. Apoi a luat un pahar cu rodul viței și a spus, acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou care se varsă pentru mulți. Cu doar câteva ore, înainte ca să moară pe crucea de la Golgota, Domnul a instituit această sărbătoare. Apoi, 2000 de ani, adevărații credincioși au sărbătorit cina, privind în urmă, aducându-și aminte de patimile și suferințele Domnului Iisus și mai ales de moartea Lui de pe crucea de la Golgota. În odaia aceea special pregătită pentru sărbătoare din Ierusalim, Domnul a stat la masă cu ucenicii Săi, întâi împlinind Vechiul Testament, sărbătorind Paștele, aducându-și aminte de eliberarea evreilor din robia egipteană, apoi a instituit cina Domnului, care de 2000 de ani înseamnă sărbătoarea eliberării noastre din robia spirituală. Ori de câte ori stăm la masă cu Domnul, îi mulțumim pentru jertfa supremă depusă pe cruce, pentru sângele vărsat. Evreii sărbătoreau eliberarea din robia egipteană. Noi sărbătorim eliberarea din robia spirituală și zicem cu bucurie în seara aceasta, mărit să fie Dumnezeul nostru, glorie Mielului care a fost înjunghiat. El este eroul nostru. El este totul pentru noi. A instituit cina. Apoi a adresat cuvinte pline de duioșie ucenicilor Săi. Le-a dat învățături extraordinare și a îmbărbătat. Înainte ca să meargă în grădina Ghețimani, citim în Ioan capitolul 14, că Domnul i-a spus să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Le-a spus deschis că se vor despărți. Trebuie să bea paharul și trebuie să fie răstignit pe cruce. Dar s-a îngrijit de ei și a spus, vă dau pacea mea, vă las pacea mea, nu vă dau cum vă dă lumea, să nu vi se tulbure inima și să nu vi se înspăimânte. Adevărat, adevărat vă spun, le-a zis Domnul Iisus, că voi veți plânge și vă veți tângui, iar lumea se va bucura. Dar întristarea voastră se va preface în bucurie. În felul acesta i-a anunțat că urmează să se întristeze, iar apoi când El va învia din morți, toți se vor umple de bucurie. În acele mesaje din Ioan 14, 15, 16 și 17, găsim multe făgăduințe pe care Domnul le-a făcut ucenicilor Săi. Le-a păcăduit Duhul Sfânt, spunând,
îl voi ruga pe Tatăl și îl vă da un alt mângăitor, care să rămână cu voi în viac. I-a învățat să se iubească unii pe alții, spunând, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții. Apoi le-a spus că ei depind de el. Și în Ioan, capitolul 15, Domnul vorbește despre viță și despre mlădițe. Eu sunt vița, a spus Domnul, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce multă roadă, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Le-a vorbit Domnul apoi și despre ura din partea lumii. Le-a spus că lumea îi va urî și vor fi prigoniți și vor avea parte de suferință datorită credințelor în Mântuitorul. Le-a spus cuvinte cu o încărcătură emoțională și spirituală foarte mare. I-a pregătit pentru următoarele zile care aveau să fie foarte grele. Dar după ce i-a învățat, i-a îmbărbătat și i-a sfătuit, s-a rugat pentru ei. Și fără îndoială rugăciunea din Ioan 17 e o rugăciune desăvârșită. Nu cred că vreodată cineva a mai făcut o astfel de rugăciune. În prima parte, Domnul s-a rugat pentru el, apoi s-a rugat pentru ucenicii săi, cerându-i Tatălui Ceresc să-i păzească de cel rău, să-i sfințească prin cuvânt, să-i ajute să fie una. Și apoi, în final, Domnul a spus, Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie și aceea pe care mi-ai dat tu. Și după ce s-a rugat pentru ai săi, pe care i-a iubit până la capăt, împreună cu ei au trecut râul Chedron și au urmat Ghețimanii. Ore de rugăciune și de zbucium. Dar cel mai important lucru este că Domnul a biruit în Ghețimani. A căzut de acord să bea paharul, spunând, Tată, dacă nu se poate, fie cum tu voiești. Și-a băut paharul. A biruit în Ghețimani. Și-a biruit pe cruce. Și-a triumfat în momentul în care a ieșit din mormânt. Moartea a fost biruită. Eliberarea spirituală este posibilă. Evrei spun că atunci când Dumnezeu i-a scos din Egipt, a semnat al doilea certificat de naștere pentru ei, murind pe crucea de la Golgota, vărsându-și sângele, Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a făcut posibilă mântuirea tuturor oamenilor. Prin El, identificându-ne cu El în moartea Lui pe cruce, făcându-ne una cu El prin o înviere asemănătoare cu a Lui, trăim din punct de vedere spiritual. Avem viața veșnică. Suntem copiii lui Dumnezeu. Nu ne temem nici de moarte, nici de consecințele ei. Iisus a biruit moartea. Mormântul lui este gol. Ghețimani e un loc de care ne aducem aminte cu plăcere. Și mulțumim Domnului că a biruit în Ghețimani, că a acceptat să bea paharul. Golgota de asemenea este un loc de biruință. Iar noi în seara aceasta care cunoștință,
aducându-ne aminte de patimile și moartea lui Iisus, ne împărtășim și din trupul lui și din sângele lui. Să ne ajute Domnul să facem lucrul acesta cu o teamă sfântă. Nu în mod mecanic, nu pentru că asta este rânduiala la Biserica Gloria, să ne împărtășim din toată inima și obișnuiesc să spun ca și atunci când ne-am împărtășit prima dată. Să ne concentrăm, să medităm, să ne rugăm și atunci când luăm bucățica, să credem că ne împărtășim din trupul Domnului Iisus. Atunci când luăm paharul noului legământ, paharul binecuvântat, să credem că ne împărtășim din sângele Domnului Iisus. Și cine trăiește după cuvântul Domnului, cine umblă cu Dumnezeu în fiecare zi, și aceia care se împărtășesc, au viață spirituală din belșug, vor fi în viață în ziua de apoi și vor sta la masă în cer, împreună cu Avram, Isaac și Iacov. Frații mei, iubiți ascultători, Marele Apostol Pavel spunea, Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. Noi nu mai sărbătorim Paștele ca în Vechiul Testament. Paștele nostru este Iisus Hristos. Și Marele Apostol Pavel spune, să prăznuim sărbătoarea aceasta, nu cu un aluat vechi. Nu cu răutate și viclenie, ci cu azimile curăției și adevărului. Ca păstor am datoria să spun, să prăsnuim și să sărbătorim, nu cu răutate și viclenie. Nu folosește nimănui dacă este rău și viclean. Cina Domnului, chiar dacă se împărtășește, nu folosește nimănui să se împărtășească. Dacă trăiește în păcat, oricare ar fi păcatul acesta. Cei care mâncau Paștele în Vechiul Testament trebuia să se pregătească foarte bine pentru masa aceasta specială. Cu atât mai mult în Noul Testament, cine se apropie de masa Domnului trebuie să fie curat. Trebuie să fie sfânt. Mireasa Domnului este fără pată și fără zbârcitură sau altceva de felul acesta. Domnul stă la masă cu noi în seara aceasta, dar noi trebuie să fim pregătiți, învredniciți de El. De aceea aș vrea ca în seara aceasta toată adunarea de sărbătoare de la Gloria să fie binecuvântată de Domnul, înainte ca să ne apropiem de El. Înainte ca să stăm la masă cu El, înainte ca și în felul acesta să pomenim moartea Lui între noi, vă chem la rugăciune, o rugăciune de cercetare. Eu cred că Duhul lui Dumnezeu ne va aduce aminte ce trebuie să-i spunem lui Dumnezeu, cum trebuie să ne rugăm, să-i cerem iertare, să se îndure de noi, și să ne accepte ca în joia mare, în seara aceasta specială, să stăm la masă cu El, să ne împărtășim din trupul Lui și din sângele Lui, ca să avem viață spirituală din belșug și să avem viața veșnică. Domnul să ne asculte pe toți și să ne ajute ca împredniciți de El să ne împărtășim și în seara aceasta. Amin. Vă invit acum să vă ridicați și împreună să ne rugăm lui Dumnezeu din toată inima, să ne rugăm cu credință, știind că Domnul este aici, să-i spunem, Doamne, o singură dată în an avem cina în seara de joi. Tu ai instituit cina cea de taină într-o seară ca și aceasta. Îți mulțumim
că suntem aici și că n-am ratat șansa aceasta extraordinară. Să-i spunem Domnului că am vrea să fim învredniciți de El. N-am vrea să ne facem vinovați de trupul Lui și nici de sângele Lui. Am vrea ca împărtășindu-ne să fim întăriți în omul dinăuntru, să ne umplem de putere și de viață, ca să avem o viață de biruință și la venirea Lui, când Arhanghelul va suna din trâmbiță, să ne luăm zborul înspre cer, să cerem Domnului să cerceteze adunarea în mod deosebit, să vindece bolnavii, să schimbe întristarea în bucurie, să-L întărească pe acela care se clatină și inimile noastre să le umple de speranță. Amin. Să ne rugăm cu toții. Amin. Vă rog să ocupați locurile și corul mixt va cânta o cântare pentru slava Domnului și în timpul acesta ne pregătim pentru masa Domnului. Dacă cineva trebuie să iasă puțin până afară, poate și acum, și noi vom merge, așa cum e obiceiul, să ne spălăm mâinile, mă refer la slujitorii ordinați, și apoi în câteva momente vom reveni și vom începe această lucrare cu ajutorul bunului Dumnezeu. Numai puțin. Mi se spune
aproape din viteză, așa în viteză, că am anunțat că programul de mâine începe la 6, la 7 mâine. Îmi cer scuze. Deci dimineață de la 10 la 12, după masă de la 7, luni de la 6, într-adevăr, pentru că este zi liberă și zi de sărbătoare. Cu ajutorul Domnului, ne apropiem de momentul în care ne împărtășim din trupul și sângele Domnului Isus. Înainte ca să ne rugăm pentru azimă și pentru rodul viței, trebuie să fac câteva precizări. Se pot împărtăși împreună cu noi și frați și surori din alte biserici, cu condiția să fie în rânduială în adunările lor
și să îndeplinească aceleași condiții pe care trebuie să le îndeplinim și noi. Adică, cine se împărtășește trebuie să fie botezat în apă sau cu Duhul Sfânt. Cine se împărtășește trebuie să fie un om serios, curat, un om care nu trăiește în păcat, n-are lucruri ascunse, un om care îl iubește pe Domnul din toată inima, un om care împlinește și versetul care spune să ne temem și de ceea ce ni se pare că este rău. Avertizez, nu ameninți. Diavolul a intrat în Iuda în momentul în care a luat bucățica, pentru că nu era curat. Îl vânduse pe Domnul Iisus, era vinovat, era foarte vinovat. S-au întâmplat în timp, în istorie, necazuri de felul acesta și cu alții, pentru că au trăit în păcat. Și s-au împărtășit, diavolul a avut o putere mare asupra lor și au ajuns la mari nenorociri. Avertizez, trag semnal de alarmă. Noi nu cunoaștem lucrurile ascunse, le știm pe acelea care ne-au fost descoperite. Dar noi ne-am făcut de lucru cu un Dumnezeu care vede totul și știe totul, pentru el întunericul strălucește ca și ziua. Nici când ai o biserică de 50 de oameni, nu-i poți cunoaște pe toți. Când e vorba de multe sute și mai mulți de 1000, cum suntem noi, e imposibil să-i cunoști pe toți. Sigur, după față, după nume, eu cunosc toți membrii, dar vorbim de viața fiecăruia. N-avem cum, doar Domnul este acela care ne cunoaște. Dar datoria noastră și a mea și a fraților este să spunem, să atenționăm, să avertizăm uneori că n-am vrea să ne facem vinovați de sângele nimănui. Am vrea ca împărtășirea pe toți să ne ajute să creștem în credință, să ne apropiem de Domnul ca apoi în veșnicie să fim împreună cu El. Vă invit să vă ridicați, rog pe fratele Eugen Mercuțea să vină aici în față. Se va ruga Domnului pentru pâine, apoi fratele Adilascu se va ruga pentru rodul viței, după aceea vom frânge pâinea și ne vom împărtăși. Ne închinăm înaintea ta, Tatăl nostru care ești în ceruri, și în numele Domnului nostru Iisus Hristos îți mulțumim pentru că stăm în prezența ta, stăm în lumina feței tale. Îți mulțumesc pentru că stăm cu ocazia aceasta să-L înălțăm, să-L proslăvim pe Iisus Hristos și ceea ce El a împlinit pentru noi. De aceea te rog, Doamne, binecuvintează biserica, curățește și sfințește biserica, Doamne, căci am vrea ca în sfințenie să împlinim lucrarea aceasta pentru a-ți fi plăcută, Doamne. Vrem prezența ta în mijlocul nostru și știu că te cobori în sfințenie, acolo unde copiii tăi caută sfințenia. Căutăm, dorim sfințirea ta, Doamne. Și îți mulțumesc pentru că ne dăruiești prin Hristos și prin Duhul tău cel Sfânt. Acum, înainte de a ne împărtăși, cerem binecuvântarea ta, Doamne, și peste azima aceasta. Fă-ne, Doamne, să nu privim la ea ca spre o azimă făcută din lucruri pământești, ci să privim ca pe trupul tău care s-a frânt în durere pentru răscumpărarea noastră a tuturor. Prețuim jertfirea ta, Doamne, și am vrea prin tot ceea ce se împlinește astăzi aici să înălțăm și să slăvim jertfa ta. De aceea, Doamne, dă-ne duhuri curate, dă-ne inimă curată și dă, Doamne, o cercetare specială fiecăruia care stăm în locul acesta. Și te mai rugăm, Doamne, să iai în vedere și pe cei ce lipsesc dintre noi, binecuvântă-i și pe ei acolo unde sunt și când li se va duce azima, fă-i, Doamne, să simțească atingerea de Tine. Și te mai rugăm pentru cei ce nu-s cu noi aici, se uită poate de la distanță, Doamne, spre locul acesta, binecuvintează-i acolo unde sunt. Și fă-i, Doamne, într-o zi binecuvântată să aibă părtășie cu noi aici și în cerul Tău apoi o veșnicie. Amin. Amin. Tată din ceruri, în numele Domnului Iisus Hristos,
ne întoarcem cu mulțumire spre Tine, Doamne. Și Îți mulțumim, Doamne, pentru că în seara aceasta suntem adunați la cină, Doamne. Mulțumim că Ți s-a făcut milă de noi și în seara aceasta Te putem lăuda din locul acesta, Doamne. Îți binecuvântăm numele și Te înălțăm. Îți mulțumim pentru mântuirea prin Domnul Iisus Hristos, Doamne. În seara aceasta te rog să lași o cercetare adâncă peste adunare în continuare, Doamne. Te rog să cercetezi fiecare slujitor, Doamne, fiecare membru, Doamne, și în seara aceasta cu inimă curată să ne apropiem de Tine, Doamne. Sfințește adunarea, Doamne, ridică-L pe acela care este descurajat, Doamne, și în seara aceasta fă în locul acesta o scăldătoare, Doamne. Te rog, Doamne, pentru rodul viței care stă înaintea noastră, Doamne. Te rog să-i dai valoarea sângelui care a curs la Golgota, Doamne. Atunci când vom bea din el să avem viață din viața Ta, Doamne. Atunci când vom bea din el să avem vindecare, Doamne. Te rog să-l trezești pe acela care doarme, Doamne. Ridică întreaga adunare, Doamne. Și lasă ca Duhul Tău cel Sfânt să troneze peste noi, Doamne. Te rog pentru aceia care sunt bolnavi acasă. Doamne, cercetează-i și pe ei atunci când se vor apropia de masa Ta, Doamne. Vrem că atunci când va suna trâmbița să fim toți împreună cu Tine, Doamne. De aceea binecuvintează fiecare familie în parte, Doamne. Și nu lăsa ca diavolul să câștige ceva de la noi, Doamne. Vrem ca viața noastră să-Ți aparțină Ție, Doamne. Și de aceea Te rog în această seară, la această cină, Doamne, prezența Ta să fie peste noi. Să ne învioreze inimile și să ne apropie mai mult de Tine. Amin. Vă rog să ocupați locurile și în continuare, în timpul în care vom prânge pâinea, împreună cu toții vom cânta și îl vom lăuda pe Domnul. Amară ți era sufletul, o mielule divin, când ai intrat în Ghețiman să-L rogi pe Tatăl Sfânt. Amar îți era sufletul, o mielule divin, când ai intrat în Ghețiman să rogi pe Tatăl Sfânt. De-i cu putință ta,
și urmează să ne împărtășim. Cei care se împărtășesc se vor pleca pe genunchi, iar cei care nu se împărtășesc vor rămâne pe bănci. Și pot să rămână împreună cu noi, nu este nicio problemă. Ce aș vrea să vă rog? În timpul în care îi așteptați pe robii Domnului să vină cu azima și cu rodul viței, rugați-vă și gândiți-vă la Domnul. Gândiți-vă la bătălia din Ghețimani și gândiți-vă și la biruința de pe Golgota. Gândiți-vă la Fiul lui Dumnezeu, care a avut mâinile străpunse, picioarele străpunse, coasta, fruntea. Trupul lui a devenit un izvor de sânge. Sângele lui ne curățește de orice păcat. Sângele lui are putere. Dacă ne vom detașa și ne vom desprinde de ce am lăsat acasă sau la serviciu, de lucrurile acestea vremelnice, și ne vom aținti privirile spre Domnul, vom avea trăiri spirituale extraordinare, o părtășie de neuitat. Bolnavii se pot vindeca, pentru că Iisus, medicul divin, este aici. Ne putem umple de viață, de putere, de Duhul Sfânt. Să ne deschidem înaintea Domnului. Haideți să ne plecăm pe genunchi și într-un duc de meditație și rugăciune să așteptăm momentul special în care ne împărtășim din trupul și sângele Domnului Iisus Hristos. Luați, mâncați, a spus Domnul Iisus, acesta este trupul meu care se dă pentru viața lumii. Luați trupul Domnului Iisus Hristos, luați azim aceasta pâine, aceasta binecuvântată, care reprezintă trupul Mântuitorului lumii. Domnul nostru spunea, eu am venit ca oile mele să aibă viață și să aibă viață din belșug. Facem parte din turma Domnului Iisus Hristos, care este formată din mielușei, din oițe și din oi. El este marele păstor al oilor, e Mântuitorul nostru, este Domnul nostru, El este speranța noastră, El este totul pentru noi. Suntem așa de bucuroși, suntem așa de fericiți, că în această seară de mare sărbătoare, când creștinii și-aduc aminte de suferințele Domnului Iisus, de patimile Domnului nostru, noi putem să stăm la masă cu El, în această seară specială, în această seară binecuvântată. Luați și mâncați, a spus Domnul Iisus Hristos. Bucurați-vă totdeauna în Domnul, spunea Pavel. Iară zic, bucurați-vă. Seara aceasta e o seară de sărbătoare, e o seară de mare bucurie. E un moment de mulțumire pe care trebuie să-l trăim într-un mod profund, privind cu ochii inimii înspre crucea de la Golgota, acolo unde Domnul și-a dat viața și și-a vărsat sângele, să-i mulțumim, să ne bucurăm și să ne încredem în El. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că l-a dat pe singurul Său Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Pentru că Domnul a murit pe cruce, avem viață și nu vom ajunge în iad, în locul de pedeapsă veșnică. Vom ajunge să fim împreună cu Domnul în raiul lui Dumnezeu. Vom mânca din pomul vieții și vom trăi veșnic, pentru că cel veșnic a murit în chinuri mari pe cruce, între doi tâlhari. Luați, mâncați trupul Domnului Iisus Hristos. Pomenim moartea Domnului între noi în felul acesta și o facem până când El va veni. Ne gândim la venirea Lui, la momentul acela glorios când va veni până pe norii cerului să-și ia biserica și să o ducă în cer la nuntă. Luați și mâncați trupul Domnului nostru Iisus Hristos și apoi luați și beți sângele Domnului Hristos, sângele noului legământ, care s-a vărsat pentru mulți, spune Evanghelia.
s-a vărsat pentru toți oamenii, dar nu toți beneficiază de harul pe care l-a dus Domnul nostru Iisus Hristos. Noi suntem între aceia care am crezut și credem în Domnul, în jertfa Lui de pe cruce. Luați și beți sângele Domnului Iisus, sângele noului legământ, sângele care ne curățește de orice păcat, sângele răscumpărării, sângele stropirii, care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Luați și mâncați, a spus Domnul Iisus, trupul meu, și apoi a spus, luați și beți sângele noului legământ. Ce har, ce dragoste, ce bucurie, ce onoare pentru noi să stăm la masă cu împăratul, să stăm la masă cu împăratul împăraților, cu Fiul lui Dumnezeu. Noi nu-L vedem, dar credem în El. Nu-L vedem în El, dar îl iubim și ne bucurăm în El. Și ne bucurăm cu o bucurie negrăită și strălucită. Ne-a dat mântuirea, ne-a botezat cu Duhul Său cel Sfânt, ne-a dat atâtea experiențe pe calea mântuirii. Să-I înălțăm numele, să-L slăvim și să-I mulțumim în seara aceasta într-un mod deosebit. Luați și mâncați trupul Domnului nostru Iisus Hristos, trupul care s-a frânt pe crucea de la Golgota, este trupul Mântuitorului nostru Iisus Hristos. E o seară de sărbătoare, e o seară de mare bucurie pentru sufletele noastre. Să-L binecuvântăm pe Domnul și să-I mulțumim din toată inima. Slavă Domnului! Domnul este aici! Lasă-L să te atingă! Dă slavă Domnului! Aleluia, aleluia! Îl slăvim și îl înălțăm pe Cel care a murit pe cruce, a fost mort și a înviat și este viu în vecii vecilor. Mărire Lui și glorie numelui Lui! Miliardele de îngeri din cer îl laudă și îl slăvesc, se închină înaintea Lui și zic, vretnic este mielul care a fost înjunghiat să primească slava și cinstea și puterea și gloria în vecii vecilor. Slăvit să fie Domnul nostru, binecuvântat să fie stânca lui Israel, biruitorul biruitorilor, Domnul Iisus Hristos, chipul Dumnezeului celui nevăzut. Tineri și bătrâni, mici și mari, ne împărtășim în această seară din trupul și sângele Domnului nostru și ne aducem aminte de patimile sale, de durerile Lui, de suferințele Lui, de ranele Lui, de biruința Lui pe crucea de la Golgota. Luați, mâncați trupul Domnului nostru Iisus Hristos, care s-a dat pe cruce. Domnul nostru este aici. Iisus este între noi în această seară. Îi simțim prezența, îi simțim fiorul. Bucuria Domnului este tăria noastră și în seara aceasta, binecuvântat să fie în numele Lui. Slavă Lui! Glorie biruitorului de pe Golgota! Aleluia, aleluia! Îl slăvim pe acela care a lăsat mormântul gol la Ierusalim, a înviat și este viu în vecii vecilor. Aleluia! Slavă Domnului! Glorie Dumnezeului nostru mare, sfânt și adevărat! Și mulțumim din toată inima pentru toate darurile sale și mulțumim în mod deosebit pentru darul mântuirii. Luați, mâncați trupul Domnului nostru Iisus Hristos, luați și beți sângele Domnului nostru Iisus, e sângele noului legământ, e sângele care ne curățește, e sângele răscumpărării, e sângele noului legământ, e sângele care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Mulțumim lui Dumnezeu că în joia mare din anul 2015 putem sta la masă cu El. Am căpătat trecere înaintea Dumnezeului nostru.
N-ave merite deosebite, meritele sunt ale Lui, ale Fiului Lui Dumnezeu, care a luat asupra Lui păcatele noastre, pe Cel care n-a cunoscut niciun păcat. Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea Lui Dumnezeu în El. Ne socotește neprihăniți, datorită harului Său, datorită bunătății Sale nemărginite, datorită jertfei de pe cruce, datorită harului care L-a dus în lumea noastră. Luați și mâncați trupul Domnului Iisus Hristos și luați și pe sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Este sângele noului legământ. Să continuăm să ne rugăm Domnului și să-i mulțumim din toată inima pentru harul special pe care l-am avut în seara aceasta.